Oh, the weather outside is fine, but the fire is so behind. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stop, and the road's so cold for Bobby. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going on the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. No, don't quit a thing. All you gotta do is sling. Do what, do what, do what.
E fica dumneavoastră să aveți grijă de ea, da? Păi eu să am! Oprește-te că nu vrem scandal! Copiii ăștia, măi! Ne scuzați! Vei să avem grijă de ea! Ai grijă și tu! Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother.
frumos, să vă puneți centurile, să vă pregătiți de decolare și să încheieți telefoanele mobile. Tocmai postam o fotă. Nu mai postez. Bine, nu o mai postez. Scuze, aștept un telefon important, ceva investitor din Turcia. Chiar trebuie să l-am deschis. Îmi pare rău, domnișoară, regulile sunt reguli. Regulile au excepții. Da, dar nu și regulile acestea. Îmi pare rău, a trebuit să-mi încheiesc telefonul. Bravo! Nici cu bani nu ești în stare să rezolvi nimic! Și ce vrei să fac? Nimic, că nu ești în stare! Your hair, and from your lips, she drew the hallelujah.
Mulțumesc, sunt foarte frumoși. Da, și dacă are la fel. A, înseamnă că
Intanto dumneavoastră are costuri foarte mult. Voi față de mami? Fata mea. Foarte mult fără afară. Te rog frumos, să nu vorbești așa cu fica noastră. Ai și tu grijă de ea. Da ce? Parcă numai eu am făcut-o. Tu ai vrut-o, tu s-o crești. Bine că ești tu deșteaptă. Bine că ești tu deșteaptă. Bine că ești tu deșteaptă. Jurul Crăciunului, câte-i ziua de lungă, copiii medicului consilier Stahlbaum nu le era deloc îngăduit să intre în odaia de mijloc și cu atât mai puțin alături în salon. Strânși, unul între altul, Fritz și Maria ședeau ghemuiți într-un ungher al cămăruței din fund. Se întunecase de-a binelea și pe copiii cuprinse teama, căci, așa cum se întâmplă de obicei în această zi, au fost lăsați fără lumină.
Repede-le nu mănâncă marțipa. Și un lac nu poate să facă nici măcar un. Dar nu, că nu pot să le hrănesc cu marțipan. Păi unde te-am mințit? Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Am pus-o pe exemple. Haideți! Unde sunt cadourile? Mesnicule!
ceva. Gata, că eu hotărăsc aici. De acum încolo, spărgătorul de nuci va rămâne la Maria pentru că are nevoie de nuci. Acum, trebuie să veniți la culcare pentru că deja e prea târziu. Hai, Maria, hai, te rog, mai lasă-mă un pic, o să fiu singură. Apoi se porni din toate părțile un chicotit și un crâțcăit turbat și mii de piciorușe prinse să alerge de după pereți, iar prin crăpăturile dușumelelor se ițiră mii de luminițe. Dar nu era luminițe, nu, ci mici ochi scânteietori. Apoi se auzi trop, trop și hop, hop prin cameră. Cete tot mai multe și mai mari de șoricei voiau de colo-colo pentru a se rândui în cele din urmă într-o coloană de marș. Marele furtman, regele șoarecilor, fiind întâmpinat cu rare de cei șerbi de șoricelii lui. Pe urmă, cât ai clipit, spărgătorul de nuci se ridică, aruncă pătura cât colo și sărind din pat cu amândouă picioarele, deodată scrâșnit din dinți cu putere. Sunteți pregătiți? Vom lăsa concurenția acum să se încălzească și să se pregătească pentru bătălie. Începeți! Timpul pentru prima rundă, fiind un
joc inspirat, dar nu inspirant, din culturile vechi din Asia. Joc dramatic, sinceros și dureros. Cine înclipește primul, pierde! Începeți! Iar câștigătorul este spărgătorul de nuci! Iar acum este timpul pentru cea de-a doua rundă! Un joc și mai inspirat, și mai inspirant din culturile vechi din Asia, și mai dureros, și mai dramatic! Bătaia cu perne! Începeți! Trebuia să văd și eu ce se întâmplă cu Maria mea bolnavă și rănită. Nu-i poți lăsa. Maria, ești în regulă? Unde te rog, ai fost tare lucios. Te-am auzit cum ai stricat pe șeful șoarecilor. Puteai să-l salvezi pe spărâncător și să-l ajuți. Maria, ție ți este dat să vezi și să trăiești mai multe decât mie. Dar numai tu poți să-l salvezi pe spărgătorul de nuci. Și apoi, se auzi? Thank you.
Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told that I wanna tell the world before I get too old. I don't remember it, so let's assemble it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish. Filled the world full of happiness and we all Santa's magic mix. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, 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 ho. It's Christmas time. At the same time, miles away, a little boy made a wish that day. That the world will be okay. And Santa Claus will hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Yeah, you sense of happiness with my best to the rest of the people of the East and the West. And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Still the season is now. It's cold, but you'll be freezing your style. Let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness to free. Shake up the happiness. Break it up, wake up the happiness. Tomorrow it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Break it up, wake up the happiness. Come on. Christmas time. Oh, oh, oh. Oh, it's Christmas time.
brațe-mi să mă strâng. Thank you.
mult de și-am obosit în seara de Crăciun. De departe am zâmbit în seara de Crăciun. Drumul greu și-am obosit în seara de Crăciun. În seara de Crăciun colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. Și colinda nu-i mai mult în seara colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești. Colindăm, colindăm pe la uși, pe la ferești. Colindăm, colindăm iarna cu colinde colindăm, colindăm iarna, colindăm, colindăm iarna.
Thank you.
imediat îți spun. Vreau să am voie să mă joc în noroi, vreau să am voie să iau nota 2, vreau loc de sticlă și un loc de crocodil, vreau să am o zi mămica de la copil, vreau să pornesc în praful cui te duci, vreau ciocolată cu crepă de păpuci, vreau păpușă Barbie cu lipa spasă, vreau vreau să fie singur de pe de casă, vreau să apăr rom și mă, vreau să am o bilă la Stago, vreau să nu mai fiu cu minte, vreau să mă fac președinte! Mărturisesc cât de mult îmi e
se dor. Vreau să-l împodobesc, dar fără tine n-are rost. Vreau să-mi fii din nou cel mai frumos și ador. Aproape să te am în fiecare an. Vreau să-mi fii acum în seara de Crăciun tot ce albe bat un geam, mi-e dor de tine cum te priveam. Eram atât de îndrăgostiți, în brațul meu țineam. Aș vrea acum de sărbători să dau timpul înapoi. Farmecul aceste nopți să trăim din nou în doi. Vreau să fii din noi cel mai frumos cadou. Aproape să te am în fiecare an. Vreau să fii acum în seara de Crăciun tot ce vreau să fii din nou cel mai frumos cadou. Aproape să te am în fiecare an. Vreau să fii acum în seara de Crăciun tot ce am mai bun. Vreau să fii din nou cel mai frumos cadou. Aproape să te am în fiecare an. Vreau să fii acum în seara de Crăciun tot ce am mai bun ești tu. Pe câmpia unui râu, printre grăiere până brâu, ca tăloc să s-o dinească și pe Fiul Sfânt să-l nască. La un bloc cu umbră deasă, jos pe pajiște se lasă. Plopul frunzaș clătina, Maica odihnă n-avea. Alelei plop nendurat, fieți neamul blestemat. Și de Domnul și de mine și de Fiul care vine. Și de mine pe pământ și de Dumnezeu cel sfânt. Și de mine pe pământ și de Dumnezeu cel sfânt.
Clasa 11 în aplauzele noastre. Poftiți pe scenă, clasa 11-a B, secția de teatru, o să vă aplaudăm. Și asta puteți să o faceți și mai tare. Clasa 11-a B este mai numeroasă, ia chemați-i pe toți. Trebuie să vină, ei știu că e finalul spectacolului. Și trebuie să fie toți aici. Până vine clasa 11, hai să-i aplaudăm pe cei de-a 12-a B. Așa, salutăm profesorii coordonatori care se numesc doamna Sorina Gașpar. Să aplaudăm pe doamna profesoară Dana Măisiu. Și în ultimul rând, pe cea care a pus umărul la razele acestui spectacol, doamna profesoară Laura Corpodean. Puteți urca pe scenă între timp toată lumea, pentru că vreau să mulțumesc și doamnelor diriginte al acestor două clase. Doamna Budmaru, care se și află aici, mulțumesc mult că ați venit. Și doamna profesoară de religie, nu știu dacă este. Ne aplaudăm și vă mulțumim pentru că ne-ați motivat absențele. Datorită acestor repetiții. Și acum, să nu uităm, să mulțumim doamnei directoare, Mariana Pintilie. Dar ea trebuie să-i mulțumesc, pentru că este prima oară de când sunt în acest liceu, în care realizăm un spectacol în care muzica se îmbină cu teatrul. Vă mulțumesc foarte mult!